Din cei 196.191 de sălăjeni înscriși în listele electorale permanente, 24,72% au votat până la ora 14. La nivel național, prezența la vot până la aceeași oră a fost de 28,25%. Există în județ și localități cu prezență record la vot. La ora 14, în localitatea Miloani, comuna Hida, prezența la vot a fost de 194,44%, iar la Ugruțiu, comuna Dragu, s-a înregistrat o prezență de 168,62%. Cea mai scăzută prezență la vot s-a înregistrat în localitățile Archid, Borla și Zăoan, unde până la ora 14 votaseră mai puțin de 8% din cei înscriși pe liste. Secțiile de votare s-au deschis azi dimineață la ora 7 și se vor închide la ora 21.